Lupta împotriva evaziunii fiscale și planificării fiscale agresive a devenit o prioritate pentru Uniunea Europeană, dar și pentru România. Sunt mai multe măsuri deja luate sau planificate de autoritățile din România. Nivoile bugetului de stat, măsurile propuse din inițiativa BEPS, directivele europene, acorduri privind schimbul automat de informații fiscale între statele lumii vor defini anul 2017 și anii care vor urma. Află cum să fii pregătit pentru aceste schimbări pe 26 ianuarie la conferința anuală de fiscalitate.